Primele rezultate ale evaluării naționale de 2019 au fost afișate astăzi la ora 12. Începând cu ora 14, elevii pot depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate sâmbătă, 29 iunie. La evaluarea națională din acest an s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei A8 a 8 conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale și se desfășoară anual într-o singură sesiune. Media generală obținută are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a 9 -a. Astfel, absolvenții clasa a 8 -a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate Locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.